Să vedem ce s-a întâmplat cu aluatul. Aluatul nostru a crescut și acum îl strâng, se și vede cât de frumos a crescut. Îl strâng bine și o să pun pe planșetă puțină făină ca să pot să lucrez ușor. Deci ăsta este aluatul. O să-l dau în două. O să lucrez fiecare parte. O să-l frământ un pic, ușor. Am zis că facem chifle umplute și mi-am pregătit cașcaval, brânză, am aici brânză, am șuncă presată și cașcaval. Bine, umplutura puteți să faceți din ce vreți dumneavoastră. O să fac niște bile ușoare, potrivite. Foarte pufos este aluatul. O să-l întind așa bine. Și o să pun în chifla asta, pun brânzică și o să strâng aluatul. Așa. Dar cu mănușile un pic mai complicat și o să le așez în tava de silicon neunsă. În cealaltă o să pun șuncă presată și puțin cașcaval. O să le combin. Foarte repede le pregătim, foarte repede, aici pun doar cașcaval și o să vă arăt că voi face altfel. O fac mai lunguiață și pun brânză. Rulez bine și acum, ia uitați ce frumoase sunt, să am grijă că aluatul se prinde de mănușile astea. Punem cașcaval, punem și puțină șuncă presată și rulăm. Da, deci ne putem juca cu aluatul, putem să-i dăm orice formă dorim noi, da? Orice formă dorim. Și tot așa până terminăm tot aluatul. Terminăm tot aluatul. După ce mai lăsăm cam 10 minute la crescut în tavă și ungem și băgăm la cuptor.